Școli și grădinițe din mediul rural, fiecare cu mai puțin de 10 elevi, vor fi comasate din anul școlar viitor. Copiii urmând să fie preluați de școlile generale din satele de centru, iar transportul lor ar urma să fie asigurat de primării cu ajutorul microbuzelor școlare. Măsura a fost luată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social de joi, care a avut loc la Prefectura Buzău, în cadrul căreia participanții, reprezentanții Sindicatului Învățământului Preuniversitar, Inspectoratului Școlar Județean și primar din județ, au discutat pe marginea comasării unor școli și grădinițe din județul Buzău, tema fiind propusă de Ministerul Afacerilor Interne. Deciziile luate de autoritățile locale au ca argument numărul tot mai mic de preșcolari și școlari înscriși în grădinițele și școlile propuse pentru comasare și cheltuielile foarte mari cu întreținerea imobilelor unde funcționează unitățile de învățământ. Sindicaliștii din învățământ spun că unitățile școlare sunt obligate să se încadreze într-un buget fix și de aceea s-a cerut comasarea unor clase sau chiar a unor școli. Pentru anul acesta, Guvernul, Ministerul de Finanțe, implicit Ministerul Educației, au stabilit un buget, așa zis, fix, asupra căruia nu se va putea interveni. De aici o serie întreagă de neplăceri, pentru că a început o campanie prin care școlile sunt, sau directorii de unități școlare sunt obligați să se încadreze în bugetul alocat și, și în același timp să caute măsuri de încadrare. Ce presupune asta? Presupune comasare de unități școlare, sau comasare de clase, chiar și blocarea unor posturi sau renunțarea la anumiți angajați. Astfel, în anul școlar 2018-2019 urmează să fie comasate școli și grădinițe din Nehoiu, Gurateghi, Zărnești, Săpoca, Pietroasele și Mânzălești. În cadrul întrunirii, prefectul Carmeni Chima a atras atenția primarilor că trebuie în continuare să se ocupe de conservarea spațiilor acestor școli, care urmează să fie desființate, pentru a se evita degradarea sau distrugerea lor. Mai mult decât atât, ei trebuie ca până la data de 5 martie, când va avea loc o nouă întâlnire, să prezinte situația tuturor grădinițelor și școlilor recent reabilitate, a celor desființate și să formuleze propuneri cu privire la destinația pe care ar putea să o dea acestor spații.